Tavik Londa a spus clar ce se întâmplă de 5 ani în căsnicia cu Gabriela Cristia și cum încearcă să o salveze. Decizia pe care au luat-o în urmă cu câteva luni Gabriela Cristia și Tavik Londa au demonstrat de-a lungul anilor că se iubesc cu adevărat și că sunt capabili să treacă peste orice împreună și mereu au vorbit deschis despre căsnicia lor, dar și despre micile probleme care intervin în relația lor. Nu e un secret pentru nimeni faptul că de când au venit pe lume cele două fetițe, cei doi nu mai reușesc să profite de timp petrecut în doi, cel puțin nu la fel de mult ca înainte, iar asta pentru că pe lângă sarcinile pe care le împart ca părinți, ambii au locuri de muncă solicitante, care le ocupă destul de mult timp. În urmă cu câteva luni, chiar Tavi Clonda recunoștea că el și Gabriela Cristia nu mai reușesc să găsească timp pentru ei din cauza programului încărcat, iar acum a vorbit din nou despre asta, deschis și extrem de sincer. Soțul prezentatoarei TV a recunoscut ce se întâmplă de mai bine de cinci ani în căsnicia lui, dar și cum încearcă să o salveze, iar asta nu pentru că ar exista tensiuni sau probleme, doar că nu își dorește ca monotonia să intervină în relația cu soția lui. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis că e momentul să ia această problemă în serios și să facă ceva în privința asta, iar în urma unor discuții au ajuns la concluzia că cel mai sănătos pentru familia lor ar fi dacă ei ar reuși să facă mici escapade deodată pe lună, fără copii. Zis și făcut, doar că nu s-a întâmplat exact așa cum și-au imaginat, căci munca și oboseala și-au cam spus cuvântul. Artistul este conștient de faptul că asta poate să-i afecteze familia, acesta fiind și motivul pentru care încearcă, alături de soția lui, să facă tot posibilul pentru ca pe viitor să nu fie afectate fetițele lor, Victoria și Iris. Da, e mai plină viața lui. Dacă ar fi și mai plină nu știu pe unde aș mai scoate geaca sau cămașa, dar probabil că m-aș descurca. Da, este destul de activă. Cum am zis, serile petrec cu fetițele. Gabriela este la emisiune, fac asta de cinci ani. Noi acum ceva timp ne-am propus odată pe lună să plecăm două zile. Ne-a ieșit o perioadă. După aia mai greu. Trebuie să avem timp pentru noi, pentru că altfel lucrurile se strică și copiii sunt afectați, așa că încercăm să ne găsim.